Pasiunile sunt cele care ne fac viața mai frumoasă. În minutele următoare ne vom ocupa, să spun așa, de o asemenea pasiune, iar alături de noi este în acest moment Călin Albu. Mă bucur că ai fost de acord să ne povestești despre modul cum îți petreci timpul liber. Ai o pasiune. Despre ce este vorba? Am mai multe pasiuni. Una dintre ele este și sportul acesta pe două roți, pentru că îmi plac mult motocicletele, sunt fascinat. Încă de mic copil le-am iubit foarte mult și continui să mă bucur de ele. Mai cu peripeții, mai cu lucruri foarte frumoase, le iau toate așa cum vin și, sincer, mă bucur că am o viață unde pot să savurez natura și ecosistemul și din altă perspectivă, nu numai din cea pe patru roți sau cea pe care ne oferă mersul plimbatul. Ție-ți place foarte mult natura, ai și studiat acest domeniu și cumva se îmbină cele două pasiuni. Bineînțeles, altfel probabil nu dezvoltam această pasiune pentru motociclete. Chiar recomand la toată lumea acest sport, este un sport deosebit de frumos, în care peisajul poate fi savurat altcumva față de modul în care majoritatea oamenilor îl savurează într-o excursie sau într-o călătorie. Și aș vrea oarecum să le arăt cetățenilor municipiului că persoanele cu care practică acest sport nu trebuie să intre într-o categorie așa cum majoritatea tind să îi ducă într-o extremă, ca fiind infractori sau persoane dubioase. Nu, din contră, pe motociclete se urcă tot felul de indivizi cu grad diferit de pregătire socială. Sunt medici, ingineri, doctori care savurează acest sport și recomand tuturor. Ai spus că din copilărie ai fost atras de așa ceva. Oare atunci tu nu credeai că motocicliștii sunt cumva periculoși? Nu, din contră. Vedeam totul așa ca a vedea lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Nu avea nicio o aventură. Da. Păi mi-aduc aminte cu plăcere când eram la grădiniță, pe atunci nici nu erau multe jucării și mama mi-a făcut cadou o motocicletă metalică, ceea ce era foarte rar la vremea respectivă. Era foarte dragă jucăria respectivă și la un moment dat, în jocurile cu fratele meu, am un frate geamăn, ne-am jucat și s-a rupt motocicleta în două. Și că am fost foarte, foarte trist și foarte supărat. Am încercat să mă duc pe la tot felul de meșteri să mi-o repare, dar n-au putut să mi-o repare. Dar până la urmă ai ajuns să ai propria ta jucărie, cu ghilimele, adevărată. Iată una pe care stai chiar în acest moment. Da, da, și e un sentiment plăcut. Pentru că mi-am cumpărat-o cu forțe proprii, mi-am adunat bani și am reușit să... Cât a costat? Asta care o vedeți aici, undeva la 4.000 de euro. Ne-o descrii că, puțin? Da, este o motocicletă tip chopper, un Honda Shadow. Este o motocicletă, zic eu, foarte bună, de capacitate cilindrică 600 de centimetri cubi. Nu foarte puternică, dar destul de puternică ca să facă față la un drum lung, la o drumeție lungă. Din ce an e? Modelul a meu este din 95. Bine, arată mult diferit, fiindcă o altă pasiune e cosmetizarea, aranjarea, tunarea motocicletelor. Îmi place să le dau un aspect personalizat, îmi place să lucrez la chestiile de detaliu. Și probabil de aceea și arată puțin diferit față de modelul de fabrică. Când ți-ai obținut permisul și cum au fost primele drumuri? Permisul l-am obținut acum 7 ani. A fost foarte frumos la început, dar am avut și peripeții pentru că am avut și accidente. Dar cu peste astea mulțumesc la Dumnezeu că am trecut cu bine și iată-mă acum. Zic eu mai responsabil ca în primii ani, când erau ca niște limite tot timpul care vroiam să le depășesc. Probabil de asta s-au întâmplat și evenimentele. Dar n-au fost grave? N-au fost foarte grave, dar au fost suficiente încât să mă sperie
și să mă determine să conduc puțin mai responsabil. Câte au fost din vina ta? Unul singur a fost din vina mea, datorită faptului că înainte conduceam un scooter și nu eram familiarizat cu motoarele puternice, iar celelalte două n-au fost din vina mea, dar am scăpat cu bine până la urmă. Cu daune la motocicletă, dar am reparat și a fost tot în regulă. E singura pe care o ai, pe care ai avut-o vreodată? Nu, mai am o motocicletă, una de viteză, ea a fost prima mea motocicletă, dar acum cu ea circul mai puțin. Dar n-aș putea nici pe aceea n-aș putea să renunț la ea, fiindcă și în ea am amintiri cu ea, am investit în ea, pentru că și aceea am cosmetizat-o, am personalizat-o și na, asta sunt eu. Pe lângă serviciu și alte atribuții, îmi place să savurez viața și din alte puncte de vedere și cred că nu e niciun lucru rău în asta. Cu siguranță e interesant, dar și mai interesant când ai cu cine împărtăși, adică un grup de pasionați. Da, bineînțeles că mă întâlnesc cu prieteni, cu băieți din municipiu care sunt foarte de treabă și vorbim despre motociclete, fiecare ce-a mai făcut, ce-a mai reparat, cum s-a întâmplat în domnieția respectivă, evenimente și așa mai departe. Sunt prieteni foarte buni cu unii dintre mecanici. Pot să spun că chiar în municipiul Reghi ne bucurăm de băieți foarte pricepuți în domeniul ăsta, pentru că ne vizitează și alte persoane din alte orașe, merg la ei să le repare motocicletele și chiar dau rezultate foarte bune și sunt apreciați băieții. Câteva trasee memorabile pe care le-ai făcut? Bineînțeles că locul de vârf îl ocupă Transfăgărășanu, pentru că din punctul meu de vedere și din Europa e unul dintre cele mai frumoase trasee și mai solicitante, atât pentru motocicletă cât și pentru un autoturism. Și bineînțeles cu priveliștile ca atare, care la fiecare, după fiecare curbă, parcă cu fiecare curbă ce urci panta sau cobori panta respectivă, ești mai încântat. Transalpina se pretează? Da, bineînțeles. Eu încă n-am ajuns pe Transalpina. Anul ăsta mi-am făcut așa ca un plan să mă duc. Sper să ajung anul ăsta, pentru că și anul ăsta am fost destul de ocupat, dar totuși anul ăsta sper să ajung pe acolo. Unde îți mai propui să mergi? Bine, trasee foarte lungi prin Cehia, în Europa, la câțiva prieteni care domicilează acolo, dar e destul de solicitant la drum lung și mai rămâne de văzut. Dar sunt trasee interesante și în țara noastră, poate chiar în împrejurim, iată unde ne aflăm noi acum, la Ideciu. Orice drum național, drum european, drum de sat, drum pavat, pietruit, poate fi interesant din punctul ăsta de vedere. Numai trebuie să ai motocicleta corespunzătoare și să, bineînțeles, să ai și un respect așa față de cetățeni, pentru că, de exemplu, printr-o comună, printr-o localitate unde pot fi copii sau animale care pot să-ți iasă în cale sau chiar la orele când oamenii se odihnesc, nu te-a pus tu să faci spectacole și să nu-ți pese de nimeni. Pentru că e bine să te bucuri din plin de sportul ăsta, dar și să te gândești și la ceilalți care pot fi deranjați, bineînțeles. Acum, pentru că ai spus de respect, vreau să te întreb dacă ceilalți participanți la trafic au același respect față de motocicliști. Din păcate, șoferii nu prea ne văd în trafic și de aceea se întâmplă cele mai multe evenimente nefericite. De asta oarecum vreau să fac cunoscut că noi intenționăm ca motoarele noastre să sune, pentru că doar zgomotul e cel care ne determină să ne facem văzuți. Deci să ne facem auziți de ceilalți și auziți, pe urmă, văzuți, bineînțeles. Au fost câteva tragedii de-a lungul timpului, chiar și în zona noastră, intens mediatizate. Da. E trist când se întâmplă așa ceva. Da, este foarte trist și persoane foarte tinere care nu meritau să pățească asemenea evenimente. Așa, vreau să spun că este un sport care trebuie tratat cu maximă seriozitate, pentru că pot apărea diverse fenomene neașteptate, iar cei care conduc motocicletele trebuie să fie bine pregătiți, dacă se aventurează la un drum lung, să aibă experiența corespunzătoare, pentru că curbele și distanțele lungi
se tratează altfel față de... Trebuie să fii responsabil. Bineînțeles. Da, într-adevăr, un aspect este acesta al responsabilității. Dar e și echipamentul, trebuie să fii pregătit. Da, trebuie să fii pregătit, nu așa cum sunt eu acum. Bine, acum am ieșit ne așa puțin să facem mică plimbare. E o drumeție așa de câteva sute de kilometri. Trebuie tratată corespunzător, cu genunchiere, cu geacă de protecție la intemperii și nu numai la intemperii, ci la eventualele căzături ușoare de pe motocicletă, mănuși de protecție și așa mai departe, indispensabilă cască, care nu trebuie să ne lipsească pentru că ne salvează de multe ori de la evenimente nefavorabile. Sunt costisitoare echipamentele acestea? Acum depinde de fiecare ce înseamnă costisitor, dar întotdeauna trebuie să pledezi pentru siguranță și mai puțin pentru zgârcenia de a achiziționa un produs care este ieftin, dar nu este la, nu ți oferă protecția necesară. Cum e cu pasagerii? Cu pasagerii foarte bine. Depinde de pasager. Da. Am numeroși prieteni care își doresc să vină cu mine, dar și prietena mea, îi plac motocicletele foarte mult și de pe locul din spate, dacă nu trăiești aceea senzație care o are șoferul, trăiești o altă senzație și uneori, pentru că și eu am fost purtar de ani motocicliști, tind să cred că parcă senzația ar fi mai mare pe locul din spate, dar... Le recomand tuturor care vor să se urce cu cineva, să stea lângă o persoană bine pregătită, care știe să mânuiască bine un monstru din ăsta pe două roți, pentru că un începător ar putea să îi fie fatal. Sunt anumite evenimente, nu știu, festivaluri, întâlniri, participi? La puține festivaluri particip, fiindcă eu sunt puțin mai singuratic, așa. Nu prea socializez așa în grupuri pe distanțe lungi și din punctul meu de vedere se întâmplă multe lucruri care n-ar trebui să se întâmple în momentul în care particip la un grup, pentru că între noi băieții deseori apare competiția, fiecare vrea să arate care e mai bun și de aici pot să apară tot felul de fenomene neplăcute. Dar asta ar fi aspectul cel mai grav. Dar există și aspectul acela frumos, când în jocul prieteniei și al savurării peisajelor, participanții la trafic trăiesc senzații deosebite în grup, se întâlnesc, își povestesc tot felul de peripeții, de aventuri, au loc în zone bine amenajate, competiții și bineînțeles că se simt foarte bine. Până la urmă putem spune că avem o comunitate a motocicliștilor în zona Reghin? Da, există o comunitate, bineînțeles, mai mult sau mai puțin închegată, dar noi între noi ne respectăm foarte mult, ne salutăm în trafic și oricând cineva are o problemă, un necaz sau chiar o mică defecțiune tehnică pe drum, oprim, acordăm ajutor, ne interesăm, vrem ca toți, cu toții să fie în regulă și să fie fericiți, să se bucure din plin de sportul respectiv. Cred că e important ca o asemenea comunitate să se unească pentru a crește imaginea motocicliștilor în rândul participanților la trafic. Bineînțeles, încă o dată repet, motocicliștii sunt persoane, mulți dintre ei sunt prieteni și sunt persoane deosebite, oameni foarte buni, oameni capabili, cu potențial, deci nu ar fi nedrept să îi ducem în anumite categorii care nu îi reprezintă și care le periclitează imaginea. Cred că ești un bun exemplu din acest punct de vedere. Mă străduiesc. Și îți doresc să te poți bucura în continuare de această pasiune. Mulțumesc și vă invit și pe voi să mergem cu motocicletele.